Să nu vorbim prea mult în introducere, ci să trecem la fapte. Nu uita să te abonezi, deoarece postez în fiecare zi, dar să nu uiți și de acel clopoțel, deoarece abonarea devine altfel simbolică. Marele rechin alb, cunoscut în lumea zoologilor drept cel mai mare pește prădător, nu își dezminte acest renume, deoarece deseori au fost capturate femele care atingeau 6 metri lungime și o greutate de 4-5 tone. În general, trăiește în majoritatea oceanelor lumii și nu atacă oamenii, având aceeași motivație ca urșii polari, lipsa grăsimilor. Toate cazurile de atac asupra oamenilor sunt cauzate de confuzia rechinilor cu cea a focilor, silueta fiind asemănătoare. Prada favorită a rechinilor albi. O altă cauză a atacurilor este datorită obiceiurilor rechinilor albi de a cerceta obiectele și ființele întâlnite în apă prin mușcături. Astfel, rechinii reușesc să determine natura, consistența și temperatura acestora. Dacă un om apucă să sângereze în urma acestor mușcături ușoare, atacul este inevitabil. Temuta moluscă otrăvitoare este cea mai periculoasă vietate din mări și oceane. Numărul oamenilor uciși în fiecare an de irukandji, depășind cifra acumulată a tuturor victimelor rechinilor, șerpilor de mare, baracudelor și a peștilor veninoși. Meduzele folosesc două tipuri de otravă, cea de toxicitate redusă, care este secretată în momentele în care vânează pești, moluște și crustacee, și cea mult mai toxică, care este folosită strict în autoapărare. Veninul este păstrat în tentacle și este injectat la contactul cu pielea omului. Un singur tentacul conține o cantitate de venin suficientă pentru a ucide 50 de oameni. Din anul 1954 până în prezent, un număr de 5567 de oameni și-au pierdut viața datorită atacurilor acestor meduze. Cel mai cunoscut șarpe al Indiei este cobra. Deși nu este cel mai veninos șarpe din lume, se poate lăuda cu cel mai mare număr de victime umane. O cobra nu depășește lungimea de 2 metri și nu este considerat un șarpe agresiv. Cobra indiană are obiceiul de a lansa o serie de avertismente oricărui om sau animal care trece prin dreptul său înainte de a ataca. Cu toate acestea, 50 de oameni mor săptămânal în India datorită mușcăturilor de cobra. Specialiștii pun această situație pe seama faptului că India se confruntă cu o explozie demografică accelerată, tot mai mulți oameni invadând zonele sălbatice și intrând astfel în contact cu șerpii cobra. Deși sunt sigur că nu te așteptai ca primul loc al acestui top să fie deținut de banalul țânțar, faptele și istoria acestei insecte spun cu totul altă poveste. Țânțarul a ajuns să fie considerat pe bună dreptate cea mai periculoasă viețuitoare din lume. Cauza este una simplă. Aceste insecte sunt purtători și transmițători temutului virus al malariei. Circa 2 milioane de oameni din Africa și Asia mor anual datorită malariei transmise de țânțar. La o privire mai atentă asupra acestui fenomen, situația este mult mai gravă. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, în viitorul apropiat, țânțarii vor transmite virusul malariei unui număr de aproximativ 70 de milioane de oameni. Acest lucru a devenit posibil datorită încălzirii accentuate a climei și schimbării curenților de aer, care facilitează astfel deplasarea roiurilor de țânțar în zone în care aceștia nu au fost întâlniți în mod normal. Feriți-vă de aceste animale, dar să nu vă feriți de mine. Stați pe aproape, abonându-vă, căci postez zilnic lucruri foarte și extrem de interesante.